fost percheziții în această dimineață în capitală și alte două județe. Polițiștii au făcut verificări la mai multe persoane bănuite că ar fi comis furturi în valoare de peste 100.000 de euro. Au fost confiscate mai multe bunuri, iar suspecții vor fi audiați. Polițiștii ilfoveni din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au desfășurat 12 percheziții în județele Ilfov, Ialomița și municipiul București. Descinderile au vizat mai multe locuințe ale unor persoane care sunt suspectate că au sustras bani din mai multe societăți comerciale, a căror valoare totală ajunge la 100.000 de euro. Polițiștii au confiscat mai multe bunuri din casele suspecților, printre care un autoturism, articole de îmbrăcăminte, cât și 1,5 tone de articole pirotehnice, care, cel mai probabil, erau destinate vânzării ilegale pentru a celebra revelionul. Persoanele suspectate vor fi audiate la sediul poliției, iar cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Buftea.